Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Astăzi, spre Harul să, vom discuta în lecția a doua din tematica părinții creștini despre responsabilitatea părinților pentru nașterea copiilor. Pentru că, înainte de a vedea cât de responsabili suntem și cum trebuie să-i educăm, e normal să ne gândim cât de responsabili suntem pentru viața lor, pentru venirea lor în lumea aceasta și Evident, în familiile noastre. Cert este că Dumnezeu a creat o singură pereche de oameni, doi părinți. Toți ceilalți oameni au fost născuți și îngrijiți pentru a crește de cei ce au acceptat să fie părinți. Potrivit mandatului original și poruncii divine înscris în cartea Genesa, capitolul 1, versetele 27 și 28. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, deci pe cei doi, bărbați și femeie, și Dumnezeu le-a zis, poruncă, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Problema este că în ultimele decenii, și cu atât mai mult la zi în vremea noastră, responsabilitatea nașterilor este reevaluată și suportă mutații structurale, ceea ce necesită aprofundarea subiectului din punct de vedere biblic și nu putem să evităm nici abordarea științifică. În această ordine de idei vreau să ne oprim în prima parte la concepte vechi și nou testamentale și în cea de a doua la ceea ce înseamnă a fi anti sau pro viață. Privind în Scripturi, în primul rând la Vechiul Testament, de la Patriarh la profeți, se poate observa clar că toți oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu, de la Eva, prima mamă, și până la Zaharia și Elisabeta, părinții cu care se încheie vremea Vechiului Testament, toți au fost conștienți că Dumnezeu este cel ce dă copii. Iată doar câteva citate. Cartea 1 Samuel, capitolul 2, versetul 21. Când a cercetat domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut trei fii și două fice. Deci, prezența lui Dumnezeu prin Nașterea acestor copii este foarte clar înscrisă aici. Apoi mai citesc Ieremia, capitolul 1, unde avem un cuvânt al Domnului către profet, versetele 4 și 5. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecile mamei tale, te cunoșteam. Asta înseamnă că Dumnezeu, în gândirea, în proiectele și lucrările sale, anticipează aceste evenimente și se implică, așa cum scrie în continuare aici. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecile ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. În acest fond al recunoașterii intervenției divine în apariția vieții, copiii au fost considerați o binecuvântare specială de la Domnul. Și aceasta rezultă din multe texte biblice. Eu mă opresc doar la 1 Cronici 26, unde scrie în versetele 4 și 5, în prezentarea unui caz astfel. Fiului lui Obede Dom, și mai întâi născut, Iozabad al doilea, Ioah al treilea, Sacar al patrulea, Netanel al cincilea, Miel al șaselea, Sahar al șaptelea, pe oltaia, al optelea, căci Dumnezeul binecuvântase. Așa se considera. Era ceva încetățenit în poporul lui Dumnezeu. Iar Psalmul 128 prezintă foarte clar acest concept, versetul 1 și 4. Ferice de oricine se teme de Domnul, deci de omul care îl ia în considerare pe Dumnezeu și vrea să-i respecte autoritatea divină și umblă pe căile lui. Versetul 4. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Și întreg contextul psalmului ne arată căci copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Foarte clar scrie și în 127 cu 3: Iată, fii sunt o moștenire de la Domnul. Pentru ei a fost clar că Dumnezeu se implică în familiile ce urmează a avea copii. Fără să mai intrăm în toate detaliile pe care ar trebui să le știm dacă cunoaștem Biblia. Să ne amintim doar de familia lui Iacov, de faptul că Dumnezeu a făcut-o pe Leia să nască până la o vreme, apoi n-am avut copii, iar a născut, Rahela și-a dorit și ea, dar n-a născut decât atât cât Dumnezeu i-a îngăduit. Să ne amintim de părinții lui Samson, de grija Domnului pentru copilul care avea să se nască, dar și de responsabilitatea lor. Am citit deja despre părinții lui Samuel și altor fii ce nu sunt menționați cu numele. Din toate acestea și alte texte rezultă că Dumnezeu este implicat în conceperea, în dezvoltarea și nașterea oricărei ființe. Iată și alte citate biblice, Iop, capitolul 10, versetele 8 la 12. Aici Iov declară și să nu uităm că el a fost un om ce avea o cunoaștere profundă despre Dumnezeu și când Dumnezeu a intervenit, n-a trebuit să-L corecteze ca și pe ceilalți. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime și tu să mă nimicești? Aduți aminte că mai ai lucrat ca și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu mai mulți ca laptele? Nu mai închegat ca brânza? m ai îmbrăcat cu piele și carne, mi-ai țesut cu oase și vine, mi-ai dat bunăvoința ta, cu alte cuvinte, acceptul tău, mi-ai fost favorabil dezvoltării mele prenatale și viața. Adică el a ajuns să se nască în bune condiții să trăiască. Apoi, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Deci atât cât de clar vede profetul cum înainte de a se naște, Dumnezeu a realizat toate sesuturile celulare și toate sistemele de la cel circular până la cel digestiv sau respirator și așa mai departe, nervos, osos și la condițiile de mediu ca el să poată trăi. Elihu și el, un om inspirat, declară în aceeași carte, capitolul 33, versetul 4 următoarele. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Aici avem o reafirmare a celor scrise în Genesa despre felul cum Dumnezeu a dat viață lui Adam, pentru că Dumnezeu spune în Scriptura și în Psalmul 104, de exemplu, că dă viață, suflare tuturor ființelor, însă cu omul are o lucrare specială. Iată cum vorbea și Apostolul Pavel, scrie în fapte 27, de la versetul 25, despre apariția vieții și implicarea lui Dumnezeu, valabil de la Geneza încoace. El care nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, deci existența și întreținerea vieții. El a făcut ca toți oamenii și dintr un singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vrem și a pus anumite hotare locuinții lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu să se lească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa după cum zicea Pavel auziți și unii din poeții voștri suntem din neamul lui aș mai adăuga doar Genesea 2 cu 7 și Eclesiastul 12 cu 7 pentru a vedea că este valabil ceea ce spunea Dumnezeul lui Israel eu dau viață și eu omor adică fiecare ființă este apărută prin suflarea sa și orice om își încheie mandatul terestru prin retragerea Duhului de viață. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel în suflet viu. Deci, suflarea aceasta este acceptul, intervenția, bunăvoința Domnului, cum o numea Iov, și Solomon zicea în Eclesiastul 12 cu 7, Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat, dar aici nu vorbea despre Adam, Adam murise de mult, pentru că Dumnezeu a dat Duh fiecărei făpturi, El este Dumnezeilor, lor, Duhul lor oricălui trup. Privind de Noul Testament la învățătura și practica de la Domnul Isus la Apostolul Pavel, să se zăm mai întâi despre Domnul că El s-a născut și a crescut într-o familie numeroasă de oameni neprihăniți. Și s-a ocupat, a fost foarte deschis pentru copilași. Astfel, în Matei, capitolul 13, în versetele 55 și 56, este scris ce imagine, avea familia în care s-a născut și a crescut Domnul Isus. Oare nu este el fiul templarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simeon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate lucrurile acestea? Cine ar putea să afirme în teamă de Dumnezeu că Fiul lui Dumnezeu s-a născut în familia aceasta în mod supranatural, iar ceilalți au venit doar așa, prin legea naturii și prin neobiceiurile vremii. Tot din Matei citesc despre un episod în care Domnul Iisus Hristos se arată foarte preocupat de copilași. Cum ar trebui să fim fiecare dintre noi, în versetele 13 la 15, atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei, dar ucenicii îl certau. Și Isus le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerului este a celor ca ei. Și după ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. O atitudine binevoitoare față de copii va da o înțelegere corectă asupra conceperii, nașterii, și educației lor. Apoi, uitându-ne în scrierile apostolilor, în mod deosebit ale cele a lui Pavel, se sizăm că el vorbește despre prioritatea și obligativitatea nașterilor în orice căsătorie. Vede lucrarea aceasta ca un lucru normal, ca o datorie sfântă, cum zicea și profetul Maleahii. Iată ce scria el și vă rog să urmăriți cu atenție pentru că adesea ne izbim de opinia unor oameni care cred că Noul Testament nu vorbește suficient de clar în această privință. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15, vorbind despre femei, totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Evident că acest proces nu se substituie mântuirii prin jertfa Domnului Isus. Vreau să sesizați ce accent pune apostolul pe nașterea de fii, nu pe faptul că nașterea aduce mântuirea. În acest verset, cred că este o evidență a faptului că dacă o femeie nu se achită de responsabilitatea de menirea fundamentală a unei femei, ea poate pierde mântuirea. Aceasta rezultă foarte clar din capitolul 5 de aici, versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință, este mai rău decât un necredincios. Dar după cum am spus de la început, nu putem vorbi de educație până nu vorbim de naștere. Pe cine sau cât sau în ce condiții suntem datori să-i educăm? Deci după cum dacă un tată sau o mamă, care zice, dacă nu poartă cineva, aici oricare dintre părinți poate fi, grijă de -a ei lui, e ca un apostat, ca un lepădat. Dar îmbinând aceste două versete, rezultă foarte clar că o mamă care nu se achită de datorie aceasta, așa cum scrie în continuare aici, și despre asta vom vorbi în lecțiile următoare, nașterea de fii, apoi urmată de stăruință cu merenie, credință, dragoste și sfințenie. Dar dacă nu înțelegem versetul în întregime, că mai întâi este nașterea și apoi stăruința, este ca și cum am pune prima cărămidă greșit și apoi zidim la firul cu plumb. Dar asta nu are nicio valoare. Nașterea de fii este o îndatorire fundamentală înscrisă prin creație, în ființele umane, dar ea, așa cum arată apostolul aici, trebuie urmată de mult efort, care cu siguranță va fi răsplătit de Dumnezeu la vremea potrivită. Tot aici scrie în 5 cu 9 despre femeile în vârstă, dar privind la viața lor de până atunci, o văduvă ca să fie înscrisă în lista vădulor trebuie să aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii. Deci, iată că și aici se avea în vedere răsplătirea la nevoie pentru o femeie care s-a achitat de funcția de mamă. Și tot aici scrie în versetul 14, într-un mod foarte simplu de înțeles. Vreau doar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii. Și apoi celălalt. Să fie gospodine, să fie credincioase și așa mai departe. Totul pleacă de aici. Oricât de binevoitoare ar fi o soră să facă servicii de misiune, de caritate, oricât de Bună gospodine, ar fi, dacă nu înțelege că toate acestea, spirituale, sociale, materiale, urmează după mențiunea aceasta a nașterii copiilor. Evident că în vremea apostolului nu s-a pus problema atât de grav ca în vremea noastră. Pentru că trecând la cea de-a doua parte a lecției noastre, vreau să amintesc ceva despre teoriile și practicile anticoncepționale de abia la începutul secolului trecut s-a vorbit despre maternitate voluntară. În mod special, diavolul a folosit o femeie care a dus o luptă asiduă de o viață. Ea a fost o împotrivitoare deschisă împotriva creștinismului și s-a luptat, spunea, pentru drepturile femeii. Dar a adus în iată aproape 100 de ani distrugerea feminității și a familiei se consideră că a fost personajul cel mai influent din secolul trecut. Prin filosofiile ce le-a lansat, prin eforturile ce le-a depus împotriva vieții. Astfel, după al doilea război mondial cu precădere, s-au amplificat metodele contraceptive. Asta, incluzând pilule injectabile, spermicide, sterilete, sterilizare. Dar toate sunt eforturi pentru a separa un act natural al procreerii lăsat de Dumnezeu prin unirea celor doi părinți de procreația responsabilă. Și vă rog să rețineți ceea ce vă voi citi puțin și din niște date de ordin statistic și științific. Toate aceste metode provoacă avorturi timpurii, iar avorturile clasice, să le numim, cu care sunt obișnuiți oamenii, pe care chirurgicală, sunt avorturi târzii. Cele timpurii distrug ființa în primele zile, fie prin a o împiedica să se fixeze în trupul femeii, fie prin a-i distruge capacitatea de dezvoltare. Liberalizarea și planificarea familiei a dus pe acest fond la distrugerea familiei, la distrugerea sănătății și, evident, la distrugerea societății, pentru că evitarea procrierii, ca și adulterul și toate acestea sunt în același complex, sunt imorale. Cineva spunea că diavolul și-a făcut un plan foarte amplu pentru ca să dea o ultimă lovitură, un ultim atac împotriva lucrării lui Dumnezeu și are la bază Trei domenii, drogurile, liberalizarea sexului și aici se includ și avorturi și toate celelalte și muzica rock. Acestea duc la distrugerea societății, la nimicirea oricăror urme morale lăsate de Dumnezeu. Sunt chiar o, o ridicare fățișă împotriva lui Dumnezeu și a lucrării sale. Vreau să vă citesc ceva pentru a înțelege că nu doar noi creștinii care ne bazăm pe Biblie, noi o spunem într-un mod deschis și categoric, dar și oamenii de știință care privesc în mod obiectiv nu pot să fie de acord cu aceste strigăciuni. De exemplu, medicina nucleară contemporană constată comportamentul zigotului la diferite vârste apropo de avorturi timpurii sau târzii. La 18 zile începe să se simtă bătaia inimii fătului și se pune în funcție sistemul circulator. La 5 săptămâni se văd clar nasul, obrazul și degetele fătului. La 6 săptămâni începe să funcționeze sistemul nervos, se distinge clar scheletul și începe să funcționeze rinichii, stomacul și ficatul fătului. La 50 de zile se fac simțite undele encefalice, ceea ce dovedește că se află în deplină viață. La 10 săptămâni are toate caracteristicile pe care le vedem clar la un copil după naștere. La 12 săptămâni are toate organele definitiv conturate, chiar și amprentele degetelor. Poate să-și întoarcă capul, să se miște, să strângă pumnul, să găsească gura, să sugă degetul. Aceste observații au fost autentificate de cercetători la nivel mondial, nu doar de 1-2. De exemplu, un renumit profesor de genetică a Universității din Paris scria Asemenea tuturor cercetătorilor care urmăresc fără părtinire fenomenele biologice, sunt și eu convins că ființa omenească începe să existe din momentul unirii celor doi. Aceasta înseamnă că eliminarea unui făt de orice vârstă ar fi echivalează cu uciderea unei ființe. Într-una din prelegi ținute la Academia de Științe Etice și Politice din Franța, el spunea, începutul ființii omenești se urcă la momentul concepției Ființa omenească este de atunci desăvârșită și unică. Este una pentru că este absolut întotdeauna aceeași, în toate părțile ei și unică, pentru că nu se poate înlocui sub nicio formă cu nimic altceva. Acest făt microscopic, în a șasea sau a șaptea zi a vieții sale, care are abia milimetri înălțime, este deja capabil să se îngrijească de destinul său. Aceasta produce întreruperea circului periodic al mamei sale, determinând astfel pe mama să-l protejeze. Într-un studiu edic, sociologic și biologic, un alt medic declara Ovulul fecundat nu este o simplă masă celulară fără caracteristici specifice. Nu este în acest stadiu nicio o de viață botanică și nici măcar embrionul vreunui șir biologic de viață. Este pe deplin și absolut viață sau unei existențe umane. Și are atâta viață cât are nou născutul, copilul de grădiniță, adolescentul sau adultul. Prin urmare, prin toate aceste metode se omoară viața omenească, existența, chiar dacă este în stadiul cel mai de început. Încă de la prima celulă este stabilit dacă este fată sau băiat, care va fi culoarea ochilor sau părului, ce temperatură va avea, cum vor funcționa organele lui copilul deja conceput este cea mai valoroasă creatură a întregului univers în cea mai mică cantitate de materie. Adică nu există altă cantitate mai minusculă de materie care să aibă încorporată nea în mai multă valoare de viață decât germenele, după cum a rânduit Dumnezeu să existe viață. Iată că știința declară niște adevăruri pe care oamenii nu le iau în considerare. Pentru că trăim într-o economie de piață unde nu are trecere moralul, nici adevărul, ci ceea ce oamenii plătesc și ceea ce doresc. Am reținut și din istoria Bisericii niște date. De exemplu, în Didachia, învățătura celor 12 apostoli, este o primă carte de cateheză, dacă vreți, din istoria Bisericii. În a doua poruncă a învățăturii era scris, să nu uci, să nu săvârșești adulter, să nu strici băieți și să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu vrăjești, să nu faci o trebură, să nu ucizi copii în pântece, sub nicio formă. Tertulian, în apologetic, scria, pe când noi care ne interzicem orice ucidere, nu ne permitem să stinge viața pruncului conceput în pântecele mamei, înainte chiar ca sângele să se blămădească în el ca om. A împiedica nașterea este o ucidere anticipată, că ce deosebire poate fi între a răpi viața unui suflet născut sau la romorâ la naștere. Este om și cel născut și cel nenăscut urmând să crească și cel ce este doar un fruct, doar în germene. Mi-am amintit de un caz în care un soț și o soție s-au prezentat la medic și a spus că dorește întrerupe de sarcină pentru că mă avea acasă trei băieți și medicul, nu știu exact, un om cu teamă de Dumnezeu sau într-un moment de inspirație și cercetare, a zis, Doamnă, este foarte periculos ceea ce vrei să fac eu. Asta are efecte destructive asupra trupului dumitale. Cercetările medicale adevăresc că folosirea acestor metode de la pastile până la avort. Toate dăunează trupului mamei și se lasă cu cele mai adânci urme psihologice, cu traume. Atâtea femei sufără și în urmă spun, de ce nu a fost cineva să-mi explice? De ce m-au înșelat? De ce nu mi-au explicat că am de face cu o viață? Și medicul le-a zis, dacă tot vă mulțumiți cu trei copii, ar fi mai sănătos pentru mama să moară unul din cei care sunt în viață și să trăiască ăsta, care este pântecele ei. La care eu am spus, cum să ne luați unul dintre băieți? Dar atunci, de ce nu înțelegi că ăsta este tot o ființă ca și ceilalți? Și este sănătos pentru trupul tău să funcționeze natural. Accepta să-l nasc. Din acel nenăscut a devenit un profesor universitar. Și acea mamă am avut în calți copii pentru că a înțeles lucruri care le înțeleg cei credincioși, dar pentru ceilalți sunt poate o nebunie de care Domnul să ne păzească, să ne ferească. Am citit puțin ce scrie și literatura catolică și ortodoxă. Să știți că, în mod special, catolicii acuză foarte mult pe protestanți că metodele de planificare familială nu s-au născut în sânul catolicismului și a protestatismului. Ei sunt mai severi în doctrină decât protestanții. În literatura catolică se spune, și aici le dau dreptate, că evitarea unei nașteri este un dublu act imoral. Imoral față de Dumnezeu, în ce sens? Dumnezeu a creat pe Adam și Eva și ceilalți nu pot fi născuți decât cu acordul nostru. Cu alte cuvinte, el s-a bazat pe noi, că noi o să colaborăm și astfel multe ființe, cum vrea el, o să fie în univers. Dar noi ne sustragem din aceasta și nu mai vrem să Fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Este ca și cum am deschid o firmă, la mine este una dintre filialele firmei și eu o închid. Și evident că firma va suferi. Nu sunt eu nedrept, imoral, față de patronul cel mare, față de Dumnezeu, care m-a investit și mi-a dat și mie dreptul să fiu procreator. În al doilea rând, refuzul de a da naștere unei ființe este imoral față de acea ființă care ar urma să se nască. În ce context? Bărbatul, în primul rând, își dorește trupul femeii. Dar bebelașul ce ar urma să se nască își dorește și el trupul aceleiași femei, cu rol de mamă. Eu, ca bărbat, pretind pentru mine trupul femeii, dar îl refuz acelui bebelaș. Sunt eu moral, sunt drept față de acel bebelaș? Nu sunt moral, nu sunt drept. În secolele trecute, când se punea problema cine va muri în situații extreme, când mama era pe punctul să-și dea viața, cum știm în atâtea situații din Biblie, Dumnezeu a decis în final dacă mama scapă sau rămâne copilașul. Pe principiul lepădării de, de sine, care este biblic, s-a decis, repet asta, în secolele trecute, care prioritate viața copilului. Când s-a ajuns la exacerbarea egoismului și la dreptul de a trăi eu și de a refuza ca altul să trăiască, acum nici nu se mai pune problema să trăiască fătul și se pune problema să rămână mamă. Pentru că toate concură spre același act egoist. Tu nu vei trăi ca să trăiesc eu mai bine. Astfel, în această ordine de idei, se aduc câteva argumente se este suprapopulată planeta. Astăzi am citit un studiu despre faptul că asta e dovedit nu de noi, de oameni de știință. Pământul în suprafața sa arabilă ar putea hrăni 40 de miliarde de oameni. Asta spun directorii de la Institute Naționale și Internaționale. Alții un problema că nu putem să le oferim suficiente condiții. Și iar pot fi contraziși, pentru că-și condiții ca acum n-au fost niciodată. Când s-au putut naște copii în asemenea condiții, în situații de sterilitate, de asistență socială și așa mai departe. Deci toate aceste argumente oamenilor sunt lipsite de substanță, sunt foarte puerile. Dar de fapt toate își găsești explicația, fi în faptul că diavolul, se dovedește a fi stăpânitorul acestui pământ și le este împotriva a vieții și a lucrării lui Dumnezeu, fiind egoismul uman, care pretinde drept de libertate, de a decide, de a face ceea ce vrea, de a trăi mai bine, pentru că în fel, într-un fel anume, într-o imagine plastică, se poate considera că noi toată umanitatea suntem într-o barcă și ceilalți de născut sunt încă în apă. Ei s-ar cățăra să urce în barcă și noi pe unii îi aruncăm înapoi peste bord, nu cumva, spun oamenii, să se scufunde barca. Bine, noi în primul rând avem în calcul că Dumnezeu ține barca asta. Și Dumnezeu care a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, știa pe când a hotărât istoria acestui pământ. Dar v-am dat date ca să se sezească nici măcar omenește vorbind, fără a lua în calcul pe Dumnezeu, nu suntem la limita suprapopulării. În toată Europa, natalitatea este sub cifra înmulțirii. Ar trebui 2,1 să fie procentul, 2 pentru a fi înlocuiți părinții și 0,1 pentru a fi acoperită mortalitatea infantilă. Ceea ce este peste 2,1 ar fi înmulțirea populației. De-abia în Irlanda, și pare mi se încă într-un stat în Europa, avem 1,9. În rest, Italia 1,2, Spania 1,3. Deci, în toate aceste țări scade populația. În aceste condiții ne întoarcem la Biblie și vreau să vă citesc ce deschise în Psalmul 139, ca să vedeți că ceea ce s-a ajuns acum să se cunoască, cum bebelașul este dotat cum la câteva săptămâni are toate contururile și s-a dovedit în timpul avorturilor care simță minte, ar refuza, ar vrea să trăiască, numai că nu poate striga, este ceea ce se numește a fi strigătul mut. Iată cât de clar arată Biblia aceasta. 39 cu 1, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Și bun, suntem conștienți că Dumnezeu știe toate situațiile în care suntem, problemele, noastre, apoi zice aici în versetul 2, știi când stau, când mă scol, de departe îmi pătrunzi gândul? Dar David, tot în acest context al cunoașterii lui Dumnezeu, zice de la versetul 13, tu m-ai întocmit rinichii, m-ai țesut în pântăcile mamei, te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta, trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un chip tainic, de sud în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite imenente și fost vruna din ele. Dacă în plan genetic este dovedit încă de la prima celulă ce caracteristici va avea omul, iată că în planul mai mult decât genetic al lui Dumnezeu, era dovedit mai mult decât atât. Și ne ținând cont de toate acestea, Astea dovedesc o necunoaștere a cine este Dumnezeu, a planului său, al scopurilor sale și o înclinație a noastră spre egoism și spre filozofii lumești, demonice. De aceea vă spuneam că Dumnezeu este prezent în actul conceperii, al dezvoltării fătului și al nașterii. Iată ce frumos scrie în Rut. E un caz particular, dar relevant. Capitolul 4, versetul 13, Boaz a luat perut care a fost nevastă și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească. Dragii mei, dacă iau un calcul cele scrise în Biblie și mă gândesc la evenimentele din Mesopotamia, când Dumnezeu a arătat pentru îngerul lui Avram, după ce reguli se mulțeau animalele, tu ce se mai spun de oameni? Dacă mă la cuvintele Domnului care spunea că vrăbile nu cad fără știrea stăpânului, repet, ce se mai spun de oameni? De aceea, evenimentele din Genesa 29 la 31, cum au apărut copiii în familia patriarhului Iacov, dar mai mult, cum se mulțeau oile și caprele, toate astea, sub privirile Creatoare ale lui Dumnezeu. Din nou, vorba Domnului, ajungem la ceea ce a fost la început. Pentru că porunca ce a fost dată viețuitoarelor, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, este exact porunca ce a fost dată omului. Adică Dumnezeu a înscris în natura noastră rolul acesta și vremea potrivită pentru aceasta la o conferință cu familie, cineva m-a întrebat, frate, dar chiar nicio metodă contraceptivă nu se poate. Mi-a venit un răspuns spontan. Oameni, fiți liniștiți că a luat Dumnezeu măsuri contraceptive. Nu se acceptă unirea decât în afara, decât în interiorul familiei, deci se interzice orice legătură în afara familiei, și asta face ca copiii să fie născuți într-un cadru unde pot să crească și Dumnezeu a intervenit de la naștere. Nu știu exact când femeile treau sute de ani până la ce vârstă puteau să nască, dar în situația noastră cu viața de 70-80 de ani, Dumnezeu la 40 și ceva de ani ia măsuri contraceptive la femei și nu mai pot să nască. Dacă femeile ar putea să nască până la 80 de ani, chiar că ar trebui să ne gândim la ceva măsuri contraceptive, nu? că n-am mai ști ce e bunică sau mamă, dar Dumnezeu știe. Și-o fă o vreme când să fie mamă și apoi o vreme când să fie bunică. Deci Dumnezeu a, a, marcat El limitele, atât din punct de vedere al mediului de viață, cât și din punct de vedere al naturii vieții, pentru cine vrea să înțeleagă. Vreau să, să înțelegem mai mult că nașterea are de-a face cu legea naturală a iubirii. Pentru că, de exemplu, în vremea noastră avem de-a face cu Aspecte de procreere tip laborator, prevelări, fuziuni, mame din promut, părinți sociali, părinți biologici. Dar toate acestea reduc omul la niște parametri materiale. Laboratorul nu oferă dragostea de părinte. Nu poate. De aceea vreau să înțelegem că Dumnezeu a lăsat înscrisă în om și în toate viețuitoarele legea naturală a iubirii. Spuneți-mi, vă rog, cine ține lecții cu animalele și cu păsele și cu pește să se mulțească? Cine se ocupă de asta? Îngerii? Ei supraveghează au în dotarea lor responsabilitatea nașterii și grija creșterii. Și dacă omul a pierdut-o, este irresponsabil. De aceea, în cazul prezentat în Genesis 38 cu fiul lui Iuda, contestat de unii și înregistrat, interpretat diferit, ceea ce este cert acolo și nu poate fi negat este că ei, N-aveau respect față de Dumnezeu și față de viață. Asta nimeni nu poate lega că nu e valabil. Unii spun că el n-a vrut să aibă copii pentru că nu-l iubea fratele, alții spun nu, pentru că n-a iubit ființele ce urmau să se nască. În ambele cazuri n-avea respect față de Dumnezeu și față de viață. De aceea au fost răi și Dumnezeu i-a omorât. Pentru că dacă animalele au respect față de viață, cu atât mai mult omul eu o să vă citesc din Exod, capitolul 1, unde este scris despre planul de reducere a natalității în Israel, inițiat de către Faraon. Scrie aici, în Exod 1, de la versetul 12, cu cât i-a mai mult, cu atât se mulțea și creștea. Și s-au scârbit de copilul Israel. Atunci ciptenii au dus pe copilul Israel la o aspră robie. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de luți și cărămiți și prin tot felul de lucrări de pe câmp și în toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Împăratul Egiptului a poruncit moașurile evreilor numite una și fra și altă pua și le-a zis când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată să-l lăsa să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu. Vedeți? Nu doar că le-a fost milă, au avut teamă de Dumnezeu aici, este accentul și greutatea problemei. Deci, cine înțelege că Dumnezeu este un suveran peste un cosmos imens? Câte stele sunt? Le-a numărat cineva? Câți pești sunt? Le-a numărat cineva? Tot am mai distrus din fauna globului, dar tot nu suntem în stare să numărăm nici măcar viețuitoarele, că sunt prea multe insecte. Ei, la fel Dumnezeu a spus, în ce privește ființa umană, să fie mulți, pentru că și capacitatea sa de emanare, de îngrijire, este mult mai mare decât gândim noi. Însă oamenii au devenit egocentrici, vor să limiteze numărul, să facă viața mai bună, numai nu reușesc. Pentru că toate astea depinde de Dumnezeu. Deci când îl introduci pe Dumnezeu în calcul, toate dau. Eu vă citesc pentru asta din cartea Apocalipsei ca să vedeți că Dumnezeu și-a dorit, nu doar să fie plin băzduhul și plin oceanele și plin cosmosul de stele. Ce este mai de preț în toate acestea? Vă rog să vă gândiți, este logic ce vă spun. La un cosmos imens, la miliarde de vietăți, nu trebuie o mulțime de oameni care să se stăpânească. Așa a zis Dumnezeu. Înmulțiți-vă să stăpâniți această imensitate scrie în Apocalipsa, capitolul 5, că Dumnezeu vrea în final să fie mulți mântuiți, scrie aici, de aceea și lăsat istoria generație după generație, mulți au fost răi, dar din câți au fost buni, Dumnezeu a tot colectat, 5 cu 9, și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să i carte, să -i rupe cețile, că ai fost jungheat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminții, orice limbă, orice norod, orice neam, și ai făcut din ei o împărăție și preos pentru Dumnezeu nostru și îi vor împărăți pe pământ. Și acum atenție! M-am uitat și pe jurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri, numărul lor de zece mii de ori, zece mii și mii de mii. Un Dumnezeu care a creat mulți îngeri a vrut să fie și mulți oameni. Să diavolul a vrut să piardă și din îngeri și din oameni. Să dea Dumnezeu harul noi să pricepem că a împiedica nașterea este o mucidere anticipată. Toate bisericile creștine au fost împotriva acestor practici până în anul 1930. De când au început să le slobozească câte puțin. Luther spunea, evitarea unei nașteri este mai atroce decât incestul sau adulterul. Pentru că un păcat de curvie cu durere, cu lovituri în trup, zice că dă șansa mântuirii sufletului în ziua de apoi. Dar dacă e luată viața, e ceva mai grav. Aș vă aminti o reglementare din Vechiul Testament Exod 21 cu 23, unde este scris despre cazul unei femei însărcinate dacă este lovită și se întâmplă, zice în versetul 23, o nenorocire, vei da viață pentru viață. Deci iată că din totdeauna Dumnezeu a considerat o ființă nenăscută viață. Aș menționa în încheiere că voința părinților creștini, nu uitați, studiul are ca tematică părinții creștini. Pentru părinții creștini, voința lor trebuie să fie a sluji Domnului, și trupul lor, al celor credincioși, este proprietatea lui Dumnezeu. În aceste condiții, citind cele scrise în 1 Corinteni 6, cu 19 și 20, a spune că în pământul lui Dumnezeu, Dumnezeu are drept să semene. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Atunci unde este libertatea umană aici? Fără Acordul și conceptul lui Dumnezeu și v-am arătat că Dumnezeu vrea să fie înconjurat de miliarde și miliarde. Are capacitate să întrețină toată această viață. Numai că rețineți în final actul conceperii, al nașterii, continuat cu cel al educației, trebuie abordat și acceptat prin prisma planului veșnic. Dacă te uiți numai la pâinea cea de toate zilele, la nopțile nedormite, la niște cazuri negative și la trudă, înclini să gândești ca oamenii. Dacă te gândești că un copilaș poate să ajungă să fie un fiu al veșniciei, altfel pui problema. Ce-i viața asta pe lângă veșnicie? suferințele din viața de acum, inclusiv suferințele de la naștere, merită să fie puse alături de veșnicia viitoare. Și atunci, unde e logica? Când suferințele astea ne determină să acționăm neluând în calcul veșnicia. De aceea Apostolul Pavel spunea despre sine, eu nu știu ce au gândit părinții lui, dar iată declarația lui Galateni, capitolul 1, versetele 15 și 16, dar Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecile mamei mele, și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său să-l vestesc între neamuri. Și când ne la apostolul Pavel, nu ne la slujba aici pe pământ, ci la poziția, la locul ce îl va ocupa el în veșnicie. Sau cum spune în Roman, capitolul 8, versetul 29-30, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, și vă rog să rețineți până unde ar trebui să se îndrepte privirea noastră, în mod special la celor care sunt în vremea când pot să mai nască pe cei pe care i-a hotărât mai dinainte. i-a și, deci a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului fiului său pentru că el ce, să fie în cel întâi născut dintre mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci acolo trebuie să țintească privirea noastră la proslăvire în cer la Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea credință și putere de a sluji, iar proslăvirea nu va întârzia să se arate amin.